ce faceți? Astăzi vom face un nou episod din seria noastră de Vlogmas și anume vom face un haul cu produse de pe Zaful. Ei bine, s-au adunat într-un sfârșit, au ajuns în decurs de o lună de zile. Ele vin pe pachetele, după cum bine știți deja. Dar încă nu a ajuns toată comanda, ce credeți? Mai am de primit două produse, dar probabil vor ajunge după sărbători și nu mai pot să mai aștept. Pe unele produse deja le-am probat, pe unele le-am purtat. Și am zis, gata, nu mai are sens, haide să-l facem acum și ce mai bine o să le includem într-un alt haul. Bun, știți deja că plata pe Zaful se face cu cardul, nu puteți plăti ramburs și vin pe pachetele. Ăsta ar fi un minus, nu vine toată comanda odată cum vine de pe alte site-uri. Va fi un vlog destul de lung și astăzi vă arăt doar produsele de pe Zaful. Le-am desfăcut din pungi ca să-mi fie mult mai ușor. V-am mai spus deja și anterior că pe unele le-am și purtat. Începem cu o geacă neagră, simplă, scurtă, pentru mine. O să vă atașez și poza pe ecran, poza cu produsul de pe site și o să le și probăm ca să le vedeți mult mai bine. Este o geacă simplă, neagră, are gât, nu are glugă și în față avem fermoar. Și arată cam așa. Aceasta este în dimensiunea XS, are și buzunare în față, chiar este foarte, foarte drăguță. Next avem o geacă pentru băieți, bej, arată cam așa, aceasta este pentru bebe, este foarte, foarte călduroasă, el a purtat-o deja și chiar a zis că ține de cald bine, bine. Avem și buzunare în față, fermoar și cred că este în dimensiunea S. Nu mai știu exact, dar o să mă duc pe comandă. Aici nu scrie, dar sigur este în dimensiunea S. Cam aceasta este și gecuța. Dacă ar fi să le dau o notă până acum celor două produse, nota 10 la ambele, chiar îmi plac super, super mult. Și arată destul de bine pentru prețul de pe site. Următorul produs, și pot să zic că este unul din preferatele mele, deși nu este pentru mine, avem o gecuță din aceasta foarte, foarte fluffy, așa de ursuleț. Cu un M sau un W, nu, e un M cu sut, nu este din cauciuc și asta îmi place mult de tot. Este foarte, foarte grosuță, pe spate avem un scris, așa, și pe mâna cealaltă avem un R. Nu știu de la ce vine, mai avem pe aici o chestie, arată foarte, foarte, foarte bine și aceasta este tot pentru bebe și este tot în dimensiunea S. Și nota 10. Chiar arată bine, bine. În părți mai are niște accesorii așa, două ațe atârnate. O să vă las oricum link pentru fiecare produs în parte în bio, dacă vreți să mergeți direct pe produs ca să vă fie și vouă mult mai ușor. Nota 10 e foarte calitativă, nu are absolut niciun defect. Aici la mâneci vine cam așa. Mai departe avem o rochiță pentru mine, foarte frumoasă. Sincer să fiu, nu aveam așteptări să fie așa în realitate, dar m-a surprins plăcut. Este în dimensiunea S și este tip cămașă. Este destul de lunguță, așa vine în față. Și la mâneci tot așa, ca și cum ar fi cămașă. Iar în față are niște năsturei. Nu prea se vede pe cameră, dar o să o probez. Și are năsturei de sus până jos și atât este de lungă. Mie îmi trece de genunchi, dar se vede foarte, foarte bine și la cizme, și la didaș. Și la bucanci chiar merge foarte, foarte bine. Are niște năsturei așa. Pe aceasta n-am purtat-o. Vedeți că are încă etichetă. Dacă ar fi să-i dau o notă, nota 10. Dacă era un pic mai grosuță, era 10 felicitări. Dar e destul de ok. Merge și cu dresuri pe anotimpul acesta rece. Next avem o cămașă pentru băieți. Pentru bebe. Este o cămașă simplă, cu pătrățele. E basic, nu e nimic wow. Materialul, să știți că este foarte, foarte ca lumea, materialul este foarte, foarte bun, este foarte, foarte ufos așa. Este în dimensiunea S, avem aici eticheta cu Zaful și pentru aceasta nota 10. Sistemul de prindere este format de nasturi, avem și sus buzunare și în stânga și în dreapta și aici în părți, nu, mai avem? Nu, nu avem în părți. Arată cam așa. E foarte, foarte drăguță și foarte, foarte fluffy. 10. Mai avem o pereche de pantaloni tot de băieți în dimensiunea S. Arată cam așa. Au un smile aici undeva într-o parte. Aici de data aceasta nu mai este cusut. Este efectiv un plastic
Bine că nu e prea mare, nu mă deranjează. Materialul este un fel de velur, dacă zic bine. Și cam așa arată. Elasticul este destul de larg, dar asta se rezolvă rapid, o sură pe mama să îi mai strângă elasticul. În rest sunt ok. În talie avem șnur și sunt în dimensiunea S. Au și buzunare. Ia să vedem. Da, au și buzunare în ambele părți și avem și la spate. V-am mai spus eu, pantalonii fără buzunare sunt destul de dubioși. Cam așa. Jos, dacă erau puțin mai strâmți, erau perfecți, pentru că nu sunt strâmți, le dăm un nou. Tot pentru băieți, mai avem o bluză care e pe dos, nu știu ce e pe dos. Este o bluză albă, care are așa niște margini, ca și cum ar fi un tricou pe dedesubt, o șustă. Înțelegeți voi? Și vine cam așa. Este o bluză pentru băieți, albă, simplă. Și jos vine așa, cu două părți, ca și cum ar avea un tricou pe dedesubt. E interesantă. Aici mai avem ceva cu fashion, nu știu ce, o chestie. Este tot în dimensiunea S și este pentru băieți. Avem două perechi de pantaloni de training identice. Cam așa arată. Sunt destul de groși. Chiar sunt destul de groși. Se poate vedea. Avem buzunare în față. Buzunare și aici. La bluzița aceea nu i-am dat notă, nu? Îi dau un 9. Se vede foarte, foarte puțin prin ea, foarte puțin. Pantalonii sunt în dimensiunea S. Nu am găsit mai mici, ci că ar fi 36. Și ce nu-mi place, singurul minus, este că nu are șnur. Și are doar elastic. Este un picuț lărguț. Și jos arată cam așa. Sunt efectiv pantalonii aceia clasici. Nimic wow și le dau un 9 și acestora, doar pentru că nu au șnur în talie, ca să îi strângi cât mai bine. Dar în rest, ca și calitate, da, e ok, 10. E foarte fluffy, foarte gros, țin de cald. Am primit și un cadou, am avut o comandă destul de mărcică și am primit cadou o bluză. Chiar părea destul de ciudățică pe site, dar în realitate este destul de drăguță și arată cam așa. Este materialul acela foarte, foarte fluffy, ca și cum ar fi catifea, cumva. Și este pe gât. E un fel de helancă mai grosuță, cu un model așa. Bine, nu prea port eu nuanța asta de muștar, galben muștar, dar cred că o să fac cadou de Crăciun. Este în dimensiunea... nu are dimensiune, cred că este one size. Dacă ar fi să-i dau o notă, îi dau un 9, lejer. Cum spuneam... mai avem încă o pereche de pantaloni identici, tot în dimensiunea S. Am luat și pentru mine și pentru bebe să avem la fel, doar că trebuie să le punem, să o rog pe mama să ne pună șnur aici în talie. Sunt basic. Nota 9. 10 dacă avea șnur. Mi-am mai luat o pereche de șosete din acelea lungi până la glezne, negre, care arată cam așa, sau jambie se mai numesc, dacă nu mă înșel, așa se numesc la băieți, nu știu dacă se numesc și la fete. E prima pereche de șosete de genul acesta din viața mea, n-am mai avut. Și sunt destul de grosuțe. Un 9, pot să le dau un 9 lejer, cred. La capitolul accesorii mai avem o gentuță, care este destul de chicioasă în realitate. Pe internet părea altfel, dar în realitate este destul de chicioasă. Și uitați, cam așa arată. Nu-i rea, dar nici extraordinar. Adică mi se pare că n-are nicio legătură cu reaua, cu materialul de pe aici. Aici mă așteptam să fie pietricele din acelea altfel, nu cu plasa asta. Cred că înțelegeți ce spun. Dar cred că merge. De ce nu? Lanțul acesta o să-l dau jos și o să o port așa, fără... arată ok. 7. Mai avem un training negru, ci că este S, dar nu cred că este S, cred că este un L, mai degrabă spus. Arată cam așa. Nu-mi place vizibil materialul. Și cam așa. Nu știu dacă vă dați seama, e un material mai dubios. Din acela training lucios, dar nu focalizează. Cum spuneam, materialul este un pic dubios, adică pare ca și cum ar fi lucios, iar partea asta de jos nu-mi place deloc, este și largă. Cumva. Și e dubioasă și apare ieftin, nu știu cum să zic. Și nu, aceștia clar nu sunt în dimensiunea S niciodată în viață. Și hanoracul e acceptabil. Pantalonii nota 7, hanoracul pot să-i dau un 9. Și hanoracul arată cam așa.
Hanoracul este ok, chiar dacă este el mai măricel, chiar este ok. Are și glugă, chiar sunt curioasă cum vine gluga. Și el arată cam așa. Pot să-i dau un nou. Pe dedesubt este foarte pufos, să știți, adică este destul de grosuț. Doar că materialul chiar lasă de dorit. Aceeași poveste ca și la pantaloni. Aici avem la mâneci aceeași situație. Și jos, unde se termină hanoracul. Pare materialul ăsta destul de... N-are nicio legătură cu materialul de sus, asta voiam să zic. Mai avem o băscuță. E din piele și arată foarte, foarte bine. Îmi place mult și accesoriul de aici. Îi dau nota 10, chiar îmi place mult de tot. Aici avem ceva lingerie intimă, dar nu o să vă arăt. E roșie, de sezon. Peruca aceasta deja o știți, dar am băgat-o aici în ambalaj pentru că nu vreau să mi se încurce. O să vă atașez poze, bineînțeles. Este foarte, foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Și culmea, îmi stă și extraordinar de bine cu ea. Mie îmi place rău, am făcut ravagii. Am avut și o campanie, am filmat cu ea. E fantastică, e superbă. Și pare așa super, nu pare din păr sintetic. Pare super natural așa. Ador. Next, avem aici o cordeluță pentru păr. Este foarte, foarte drăguță. Și arată cam așa. Chiar este foarte, foarte simpatică și ce-mi place la ea e că e foarte strânsă, chiar e foarte, foarte strânsă și are niște accesorii aurii și argintii. Și partea cea mai interesantă abia acum urmează. Am comandat și încălțări pentru prima dată de pe Zaful. Nu știu dacă și-a mai comandat cineva încălțări de pe Zaful, dar eu sunt încântată, super încântată. Cutiile vin destul de șubrede, dar... Încălțările sunt foarte calitative și foarte mișto. Avem o pereche de Adidas pentru bebe. Alb crema, așa cumva. Arată cam așa. Sunt în dimensiunea 39. Deși el poartă 38, îi vin perfect. Arată cam așa. I-a și purtat. Sunt super comod. Bineînțeles că mi-am luat și eu. Am zis să fim matchy. La fel, cutia e devastată. E vai de mama ei. Dar Adidas și sunt... Nu că... Nota 10 pentru Adidas și nota 10 pentru coroniță. Aceștia sunt efectiv superbi. N-ai cum. Îmi plac mult, 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 mult de tot. Și returile sunt foarte diferite față de restul. Aceștia sunt în dimensiunea 35. Sunt ușurei, nu sunt grei. Arată impecabil. O combinație de bej cu alb. Nota 10+. Sunt in love. Piesa de rezistență a acestui vlog sunt aceste cizme superbe. Chiar sunt fantastice. Mie îmi vin până la genunchi. Sunt în dimensiunea 35. Talpa este din burete, din acela foarte bine presat cumva. Nu sunt grele, absolut deloc. Și modelul nu l-am văzut pe nicăieri. Mi s-au părut super speciale. Pentru că nu le-am văzut pe nicăieri și chiar sunt superbe, efectiv. Nota 10+. Sunt în dimensiunea 35. Ultima pereche, dar nu cea din urmă. Acestea sunt. Vedeți că le-am purtat. Și arată cam așa. Sunt niște încălțări basic pe care le știe toată lumea. Sunt foarte, foarte ușoare. Nu aveam încălțări de genul acesta și... Chiar se potrivesc la multe, multe combinații, așa că am zis să-mi iau și eu. Sunt în dimensiunea 35, sunt foarte ușoare și modelul este destul de drăguț. Nota 10. 10 cu felicitări. Și cam atât. Acestea sunt produsele noastre. Eu sunt super încântată, mai ales de încălțări. O să-mi mai comand încălțări de pe Zaful, pentru că sunt calitative, prețul este destul de decent. Cam 90% din comandă a fost. Deci, cu siguranță o să mai revin. Nu uitați că aveți și un cod de reducere pe care o să vi-l las în bio. Codul este lungu și aveți reducere de până la 24% la absolut orice produs. Dacă nu vă descurcați cu o comandă, îmi puteți scrie în privat, dar este foarte, foarte ușor. Vă descărcați aplicația, fie din App Store sau dacă aveți Android de pe magazin Play. Zaful se numește și apoi vă selectați voi și moneda.
Eu am în lei, dacă nu mă înșel, plătesc cu cardul, oricum nu puteți plăti ramburs. Și comanda ajunge în decurs de o lună de zile, dacă produsele sunt pe stoc, să vă uitați foarte, foarte bine să apară în stoc, să nu apară 5-10 zile lucrătoare sau ceva de genul, că atunci așteptați mult și bine, cum mi s-a întâmplat mie la două produse. Dacă mai aveți alte nelămuriri, îmi puteți scrie în privat, vă răspund tuturor. Cam atât și episodul nostru de Vlogmas. Vă pup și spuneți-mi care produs v-a plăcut cel mai mult.